băieți, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19 Draft spre Glorie. Am astăzi încă un super challenge pregătit pentru voi. O să alegem doar jucătorii care au cel mai bun shoot din fiecare player pick. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, hai să ajungem la peste 5700 dacă vreți să vedeți mai multe challenge-uri pe canal. De asemenea, dacă vreți să cumperi articole sportive, super calitate, preț ok, argol.com/ro, link-ul e în descrierea acestui clip. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Aveți acolo de la training-uri, la tricou, la Adidas, kit de fotbal, tot ce vă puteți gândi voi în legătură cu sportul. Haideți să vedem formația. Pe viitor, poate facem și un challenge cu formațiile. Să vedem. Aici la formație, știi, challenge-ul e destul de boring, să zic așa. Adică decât 5 formații. Ce mare challenge poți să faci. Că poți să joci cu 4 fundași sau cu 3 atacanți sau cu 4 mijlocași sau cu 5 fundași. Nu prea e mare challenge. Nu știu, lăsați un comentariu mai jos, spuneți-mi dacă ați vrea să vedeți și un astfel de clip pe canal. Ce avem noi aici? 4-2-2-2. Hai mă să jucăm și un 4-2-2-2. Să vedem acum, el capitanul a șut, cine e cel mai tare? Cine e frate cel mai tare? 88 imobile? 82, 88 imobile. Ok, deci imobile e cel mai bun la șut. Trebuie să fiu atent să nu fac greșeli, că am căscat uneori și fac greșeli. Dumnezeule, nu! Jovic, stai puțin că nu e rău. 97. 97, Jovic, dar cât are? Weak foot 5, skill moves 3, cât are la săritură? Jumping 88 și la înălțime? 6 foot 6, 6 pecioare. Jovic, e clar, cu 97. Bun. Din nou o să fie dificil cu chemistry-ul, orice peste 75-80 e mondial. Socrates, te rog, 95. Socrates cu 95 la shooting. Super card și dă bine și cu căpățâna. Să vedem ce avem acum, 89-90, e cineva mai bun decât Marco Reus? 90-86-89-79-87-9, Marco Reus să fie. Și fii atent că ni se leagă cât de cât. Fernand Busche, mamă, na, nu e, nu poate să fie cineva mai bun decât Busquets, are 99 acolo, scream cardului. Nu avea cum să fie cineva mai bun. Hai să vedem acolo. 67 Schwegler. Ok. Sigur e el? Cu 67, da. Bă, și faza e că se leagă, mă. Uite, cât de cât. N-au, e verde, dar se leagă. Și cu galben ăla e ok. Acum 64 Brian ăsta sau Pivarish? Pivarish Schelliger este Ucraina. Mergem pe Brian. 64, e cineva mai bun? No. Vă readuc aminte regula, în cazul în care avem doi sau mai mulți jucători cu egalitate la acel atribut, cu aceeași valoare la atributul respectiv, de exemplu acum este shoot, avem oportunitatea, avem voie să ne alegem unul dintre ei pe care vrem noi. Să vedem celălalt fundaș central. 54-41-64, un Titi să fie. Un Titi cu 64, mamă, e challenge greu ăsta, n-avem chemesi deloc. E greu de tot. Hai să luăm fundașul dreapta. 43-51-59, Andrei Almeida cu 59, da. Da, avem problemă, da. Și acum, mamă, uitați-vă și voi ce nu pot să iau eu. Uitați-vă și voi ce nu pot să iau eu. Pentru că trebuie să mă duc să-l iau pe Vertonghen cu 68, dar challenge e challenge. Mamă, cum mergea Hernandez ăsta, cât ne-a ajutat la chemistry. Băi, Oviță, stai, bă. E Naldo cu 69, bă. Bă, căscătule, bă. Naldo, ok. Luăm pe Naldo, 69. Portar. Haideți să vedem aici la handling. Cine e cel mai tare la handling? E Donnarumma, cred. Donnarumma, Oblak. Stai, mă, nu poți să vezi la ei care e cel mai bun la... Nu știu dacă... Nu poți să le vezi. Nu, mă, nu poți să le vezi shooting-ul și cu ăsta. Asta e, te luăm pe handling. Și este Donnarumma cu 95. Îi aleg mai așa, mai încetuți, pentru că mi-e tare teamă să-mi fac vreo greșeală. Ok, portar. Avem încă o opțiune sau Insigne. Hai, altă regulă. Atunci când avem, în afară de primul 11 jucători, cu același...
nu cu același atribut, jucători de câmp combinați cu portari și avem portarul cu handling 99, avem voie să ne alegem din jucătorii de câmp, adică e stupid. Într-un draft mi-au picat în 3 player picks la rând portari care aveau atributul respectiv mai bun decât jucătorii de câmp, which is weird. Așa, deci avem Insigne, avem Coutinho, avem și un Casemiro la shooting. Dintre jucătorii de câmp, Coutinho este cel mai tare la shooting și dintre portari este al nostru Neto. Dar vedeți voi, Neto mă ajută, frate. Deci aici pot să iau portar. Mă ajută pentru că ia chemistry cu un Titi și cu Naldo. Bine, mă. Bun, 71 chemistry. Progresăm, nu-i rău deloc. Shooting, cine e? El Sharawi, cred că e cel mai tare la shooting. Are 92 și stai puțin. Weak foot 3, skill moves 5. Bun, bună combinația asta. 85, Mane. Cred totuși că Mane a fost cam cel mai important jucător de la Liverpool în campania lor din Champions League. Voi ce părere aveți? Comentariu mai jos, spuneți-mi ce credeți. Aici oare cine să fie? Bine, Mesic, welcome to the team. Ce nebunie de bancă de rezerve avem. Sterling, Sancho, te rog, Sancho, e bombiță Sancho ăsta. Bombă, ce picioare are drept. Bine, mă, 95 și putem să-l alegem pe el. Uitați, n-am văzut niciodată atâția jucători albaștri acolo, la rezerve. Carvajal, Alan, cine are aici? Cano? 92. Da, mă, ăsta e obligat, suntem obligați să-l luăm. Hai să continuăm, băieți. 6 sau 7 jucători rămași, n-am fost atent. Bale, 89. Mai e cineva mai tare? Suso, 87, 84, 79, 86. Nu, Bale, 89. Băi, dar avem la Super Subs o grămadă. Ne-a mai trebuit și nouă un icon să ne ajute cu chemistry-ul. Ce-i frate asta? Wickfoot, păcat că n-are 4 stele la skill moves. Ce-i asta? 95 la shooting și Hunter. Puh. Băi, am numai jucători albaștri, pe bune? Giggs! Dar 84, doar l-am pierdut pe Giggs. Oricum ne-a ajutat foarte mult la chemistry. Acum avem Sosa și Pablo Hernandez, care sunt cu 85. Nu, trebuie să luăm pe Rodriguez cu 88. Ne strică stricul de jucători albaștri de pe banca de rezervă. 3 jucători chemistry. Fii atent ce avem aici. Nu, suntem obligați la Angelino ăsta cu 72. 72 să fie Angelino. Dar tu te potrivești cumva cu cineva? Nu, în schimb, măcar ești mai bun decât celălalt fundaș stânga pe care l-aveam. Ce pot să zic? Mendy, 51, 63. 63, Marsal ăsta. Și cred că ne ajută la chemistry un pic. Ia să vedem. 63. Bun. Dacă schimb eu așa, începem în 77. Da, și un titi acolo, blondul de oviță, cum nu l-am văzut, nu știu. CDM aici, un râb ăsta, n-avem altă combinație. Dar stai puțin că încă nici nu l-am băgat pe Marsal ăsta. 86! Bun, ca portar nu știu pe cine să-mi doresc, n-am pe cine să-mi doresc. Suntem obligați să luăm pe Silesen ăsta. Fii atent că mă duc cu golanul ăsta în 89, frate. Mă duc în 89. Cât ai înălțime, prietene? 6-1. Ești cam slab la șuturi. Cred că mai degrabă asta în 86 și cu Neto ăsta. Știi? Da, mult prea slab celălalt. Să-i și aranjăm puțin. Care e cel mai high rated? Sancho. Ok. Sunt curios în ce rating o să fim cu jucătorii. 95 Messi, frumos aranjat și el. Mai avem un 95 Donnarumma. Donnarumma, 94 Mena, El Sharawi cu 90, El Sharawi cred că o să joace după minutul 1, îl băgăm neapărat. Și acum avem o grămadă de jucători de 88, pe Mane nu cred că îl bag în primul 11, cam așa arată. Rating 89, chemistry 86, să alegem și managerul, poate ne ducem și noi într-un 90, ar fi ceva senzațional. 87. Hai să zicem cum neamțul ăsta. Păi, a fost dificil challenge-ul.
Și totuși am, avem cât de cât, avem cât de cât chemistry acolo. Primul adversar, 4-3-1-2, 90 chemistry, rating 92, Ibra de 95, Bale de 93. Ibra ăla e bombiță. Dar nu știu, ar fi putut să bage, cred eu, alt jucător în poartă ca să facă chemistry, să bagă pe Donnarumma după minutul 1. Așa a pierdut chemistry. În fine, alegerea lui. Hai să vedem noi cum o jucăm pe asta. Immobile trebuie să iasă cumva. Pe cine să bag eu la mijloc? Asta e problema. Asta e o mare. Aș juca pe Sancho eu. Sancho 5 stele, frumos. Jovic. Hai mă să jucăm pe Jovic ăsta la mijloc. Și în față El Shaarawy sau Messi. Messi momentan cu Marco Reus. O jucăm așa. Hai să vedem cum merge. Ce picioare asta? Dreptul sau stângul? Dreptul. Ok, hai să vedem cum merge. Hai Reus. Haide mă Reus, mă trage și tu plin mai bine mă băiete. Messi, Messi că ajunge mingea la noi. Presăm cu Socrates 1-0. Ramos, Reus nu prea merge acolo. E un pic cam lentuț totuși. Lentuț. Nu poți să... Messică! Te pupă Messi, te pupă Messi. Nu e lent, Reus. Dar mă refer că avem opțiuni mai rapide. Mai rapide pe banca de rezerve. Și Sancho ăla e genial. E, și m-a prins aici. Frumos, frumos șutul. Golul Socrates. Nu poți să ratezi, băi, tot de acolo, mă, băiete, mă. Ce e asta, frate? Ratările astea, mă disperă, mă. Hai, Busquets. Superbă fază. Te po. Frumoasă fază. Dragback-ul pasa finishing-ul lui Busquets. 3-1. Busquets cu 99 la shooting. Hai mă cu driven-ul. Dat pe sus la driven, foarte ciudat. Cred că e offside. Nu e offside, am dejucat. Stilul său de apărare 4-1 și probabil va fi rage quit, ia să vedem. Da, e rage quit. Mergem în sferturi. Sferturi de finală, Dumnezeule, 5 fundași, Eusebio de 94, e coșmar, și Lehmann în poartă, Totti, Ramos, 3-4 jucători de care sincer mi-e teamă, și Cannavaro e un jucător bun, să știți. Hai Sancho! Hai Sancho! Wow, băi, Verde! Cum să rătez, mă, atâta singur cu portarul? Hai cu golul! Nu pot să cred ce ratare. Sancho, ce-ai făcut bobiță acolo? Hai acum! Hai acum cu golul! Este, mă! Cineva cu capul? Nimeni cu capul. Poate acum. Hai Messică. Hai de Messi cu golul în final. Cum frate? Frumos, scurt. Of, bară.
Băi, mă, zăpăcii, mă, Lehman ăsta, scoate tot, mă. Deci iconurile astea, în ultimul timp, nu știu, după câteva patch-uri, iconurile la portar acolo, băi, dar scot tot, frate. Deci absolut tot scot. Și pe asta a scos-o. Să ziceam vinclu, mă, ia vreau reloare. Uite-și tu. Mai este șut superb din prima cu stângul. Ia uite-și tu. Păi și-a atins-o un picuț, mă, să se ducă peste. Uf! Messi, mă! Messi din nou! Messi din nou șutează superb. 3-1, minutul 86. Ce bombiță! Fluier final. Meci a fost prea apropiat. 3-1, a fost prea apropiat. Am avut niște ocazii monumentale uneori. Semifinale Socrates de 92. Vieira de 92. Mamă, iubelea cu Vieira ăla acolo. Ține în mijlocul, frate, super puternic. Upamecano, Thiago Silva are apărare bună. Are un mijloc puternic. Să vedem ce super subs are. Hai, Sancho. Vai de mine cât ratează Sancho ăsta, mă. Sau i-a scos-o portarul, nici nu știu. Capul cineva? Socrates scoate portarul iarăși. Royce. Bă, iar a scos-o. Hai, Messi. Haide, Messi, e gol. Bine, mă. Bă, ce portar au ăștia, frate? Mamă, ăsta are pressing-ul ăla. Ordinar de tot. Și enervant. Sommer! Sommer era ăsta, mă, de mă dispera pe mine? Încă o ocazie bună, dar Royce nu știu de ce trage atât de prost. Nu te-am înțeles nimic de aici. Aruncă o centrare, vine Vieira și bagă. Asta este... Haide, mă! Haide, mă! Haide, mă, cu golul! Păi îmi faci tu mie calma, mă? Îmi faci tu mie calma? După ce ne-am dominat 20 de minute, trebuia să fie 4-5-1. Bine, mă! Hai, Socrates! Of, de ce oare nu sunt surprins? Hai, Royce! Hai, Royce, mă! 3-1! Ba, frate, lasă-mă în pace, mă, centrările tale. Hai, Messi. Băi, frate, lasă-mă în pace, mă. A dat penalti până la urmă. Nu știu de ce, dar n-am încredere. Simți, mă, că n-ai încredere și ți-o apără portarul. Te pup, simpaticule. Te pup, stai puțin. Păi ce facem noi aici? Hai să vezi tu pe asta. Ce mă bucur că Sommer n-a mai avut reacție. Busquets! Stai să arătăm piciorul care am dat. Busquets! Ia uite. Cu ăsta am dat chief, cu ăsta, cu dreptul. Opa! Te mai pup o dată, simpaticule, uite, 6-2. Hop, hop! Ce-a făcut portarelul acolo? Ce-a făcut băiatul? Na, de obicei știți că nu vorbesc așa despre adversari, sunt respectuos, dar ăștia te iau cu calma, cu alte drăcie, știi, tu-i conduci, ratezi nu știu cât
și dă și lângă concentrat și face calm. L-am calmat noi cu un 7-2 foarte frumos. Chiar sunt curios care e și părerea voastră despre adversarii ăștia care se bucură așa la gol, se bucură. Alta este bucur tu la gol, alta este faci ăla cu ș sau calmă. Nu mi se pare lipsă de respect. Sau o faci atunci când un adversar chiar ți-a făcut ție ceva înainte. Atunci da, înțeleg. Dar când nu-ți face nimic, n-ai de ce să faci asta. Marea finai de capul meu să fie. Asta 93, Ronaldinho de 95, Cruyff de 95, Maradona de 98 și Lehmann în poartă. Și un Totti, Virgil van Dijk, de care nu se poate trece. Ce meci ne așteaptă de coșmar, probabil. Royce, scură, tare imensă, ce păcat. Te pupă, Messi, că 1-0, minutul 8, ce atac, ce șut al lui Messi, bine mă. Hai Sancho, du-te. Tu e la zero. Să vezi tu de nu e rage quit. N-am avut niciun rage quit în acest draft. Poate acum finală? Nu. Ba da, e rage quit. Câștigăm draftul. Cu challenge-ul. Cu jucătorii. Cu cel mai bun shoot. Din fiecare player pick. Dominat clar meciul. Haide să vedem premiile din acest draft. Ce ne pică. Tu. Rare Gold Pack, Premium Gold Pack și Rare Gold Pack. Rare Gold Pack sunt aia cu 12, nu? Dar nu sunt, nu e doar cu jucători. Ok, Premium Gold Pack. Sunt ok premiile. Acum depinde și dacă ne pică ceva în ele. Ce avem aici? Nu. Serhii Henrik. Nu, mersi. Trimitem totul la club. Ce de discard e de discard. Și hai să începem cu Rare Gold Pack-uri. 12 itemuri, 12 gold, 12 rare, nu e walkout în primul inch, Bordeaux, e un italian, o să vedem imediat despre cine este vorba. Caligiuri, m-a săturat. Nu cred că, dacă nu pică ceva în pachetul ăsta, n-am făcut 15k, nu e walkout. Deci, nu am făcut 15k, nu e nici Bordeaux, ne dă un american. Nu prea e normal la momentul ăsta în joc să câștigi draftul și să nu poți să faci 15k, trebuie să faci minim, nu știu, dublu de cât bagi. Bagi 15k să scoți 30, după părerea mea, în cazul în care câștigi un draft. În fine, băi, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like dacă vă plac challenge-urile și vreți să vedeți mai multe pe canal. Vă pupă o viță, pa, pa!